În cadrul deschiderii Festivalului Romanapolum și a Muzeului Principia, cei prezenți au avut ocazia să vadă și o expoziție de machete ce reprezintă reconstituirea ale unor tabere militare romane. Expoziția a fost gândită și lucrată de Dan Angel, restaurator la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Piesele reprezintă, de fapt, reconstituiri ale unor tabere militare romane. Este vorba de un segment din poarta castrului și canabele, respectiv tabăra civilă care s-a dezvoltat în perioada secolului II, în imediată apropierea castrului roman. O altă machetă este făcută despre un castru temporar, un castru Hiberna, un castru unde se stătea doar pe timp de marș. El era construit din lemn. Sunt toate elementele fortificației reunite în această mică machetă. O alta reprezintă o mică ambuscadă în munții Daciei, în munții Orăștiei. O ambuscadă în care căzuse în capcană o mică unitate, un mic detașament al unei legiuni romane, fiind atacat în mijlocul munților de către trupele de daci în timpul primului război din 102-103. Apoi, o altă machetă reprezintă un sistem de apărare, tot dintr-un castru de marș, dintr-un castru în faza de lemn. Este un atac al trupelor de cavalerie împotriva dacilor care înconjuraseră această tabără militară. Acestea sunt doar câteva din secvențele care le puteți vedea pentru viața militară a Daciei. Întrucât astăzi accesul vizitatorilor în principiu a fost gratuit, oamenii s-au înghesuit să vadă și expoziția de machete complementar acestui sit arheologic. Cum vi se pare această expoziție de machete? Interesantă. Interesantă. Care v-a plăcut mai mult? Aș putea spune că mi-a plăcut unul mai mult decât altul. Fiecare are însemnătatea lui pentru momentul acela și pentru istoria celor vremuri. Da, îmi place foarte mult. Sunt pasionat de aceste machete. Am machete acasă, de hârtie și sunt foarte frumoase. Îmi plac foarte mult. Începând de mâine, 3 aprilie, însă, pentru toți cei care vor să facă un tur al muzeului, se va percepe o taxă, respectiv de 10 lei pentru adulți și de 5 lei pentru copii. Preșcolarii vor beneficia de gratuitate.